Hai și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi m-am gândit să fac un video cu toate transferurile din Liga 1 și înspre Liga 1. Și am aici câteva transferuri interesante, multe transferuri pe bani puțin, adică pe zero chiar. Lista aceasta începe cu Mihai Butean, care s-a transferat de la Astra Giurgiu la CFR Cluj. Un jucător de 22 de ani, un jucător foarte tânăr pentru față de ceea ce ne-a obișnuit Dan Petrescu. Mai departe avem un Goran Karanovic de 31 de ani, care a venit de la Arau din Liga a doua din Elveția, da. La Sepsis Sfântul Gheorghe este un atacant. Nu știu ce să zic, am bătrân și din Liga a doua elvețiană, adică cred că totuși Liga noastră se poate bate cu cea elvețiană, adică nu suntem chiar așa nu e așa o mare diferență între cele două ligi. Mai departe avem un brazilian de la Astra Giurgiu, Romario Pires, care s-a transferat la FC Hermannstadt din nou pe 0 lei, 0 bani, adică 0 euro, 0 cenți. Apoi îl avem pe Papazoglu, care a făcut mult scandal la Dinamo, sau a fost mult scandal în jurul acestui eveniment cu Papazoglu, care a ajuns la FC Voluntari, din nou, pe gratis. Diogo Salamao, care a impresionat la Dinamo, a venit la rivala FCSB, din nou, pe gratis. David Bruno, un portughez, fundaș dreapta, a venit din Portugalia la Astra Giurgiu, de la Tondela. Scuze, pe ce loc a terminat Tondela anul trecut, Portugalia. Ah, pe 16. Pe 16 sau mai sus, nu știu exact. Ok, nu e echipă de top deloc. Mai departe l-avem pe Mike Sestor, care a venit de la Astra la CFR Cluj. Deja am văzut câteva transferuri la CFR Cluj. A impresionat la Astra, a fost un stâlp al apărării pentru Astra. Și acum a venit la CFR, probabil să facă concurență cu lui, să facă concurență lui Mureșan, lui Burcă sau lui Vinicius, pe care i-am văzut ieri câștigând 1-0 în fața celor de la Maccabi Tel Aviv, cu puține emoții pe final, dar și de fapt nu numai pe final, cam tot meciul. Dar am văzut defensiva aia bună a CFR-ului, pe care o vedem de obicei în campionat. Și da, sunt cu jumătate de pas mai departe, adică faptul că n-am primit niciun gol e foarte important. Dar o să vorbesc pe meciul ăsta când se vor termina și meciurile de Europa League, cele care vor fi astăzi. Și haideți să continuăm cu transferurile. Probabil cel mai important de vara asta până acum. Yannis Hagi, pe 4 milioane de euro la Genk. Și spre nemulțumirea Fiorentinei, suma e mai mică decât se așteptau. Se așteptau să fie 8 milioane sau 10 milioane și pentru că ei au niște procente în transferul lui Yannis și au primit 1 milion de pe acest transfer, din câte am înțeles. Și ar fi așteptat mai mult. Următorul transfer este Ionuț Vână, de la Viitorul la FCSB. Și interesant că aici scrie 750.000, a venit pe 750.000, dar el valorează dublu. A venit de la Viitorul la FCSB, deja l-am văzut jucând în campionat și a făcut-o destul de bine. Aproape de gol la debut în meciul cu Sepsi, a dat o bară parcă. Și da, pare un transfer bun. Adrian Lulacu apoi a plecat de la Astra Giurgiu și a ajuns la Soligorsk în Liga 1 din Belarus. N-am auzit de echipa asta. Adrian Lulacu, care a impresionat la Gaz Metan în prima fază și apoi și la Astra, n-a fost chiar așa de bun, dar și-a păstrat reputația, adică a dat destule goluri și pentru Astra.
Apoi avem Joe Santos, care a venit de la Ventspils din Latvia. A venit la FC Hermannstadt. Pe nu se știe cât. Da, un mister. Junior Moraes a plecat de la FCSB și a creat mari probleme pe poziția de fundaș stânga. S-a transferat la Gazi Şehir, la echipa lui Marius Rumudică, ce surpriză, în Turcia, pe 600.000. Apoi Alexandru Tudoie, atacantul principal al celor de la Voluntari, s-a transferat pe 300.000 la Arsenal Tula, în Rusia. Da, puțin pentru Tudoie, sumă foarte mică. Apoi îl avem pe Gorobsov, care n-a vrut să retrogradeze cu Concordia și s-a transferat la Voluntari. De fapt, e împrumutat la Voluntari. Apoi avem Iacuba Sila, care a venit la CFR și a jucat aseară. N-a făcut-o rău, n-a jucat rău. S-a transferat de la Strøms Godset din Norvegia la CFR. Apoi avem Adrian Stoian, cel care, în opinia mea, n-a primit suficiente șanse de la FCSB. Nu are niciun club în acest moment. Este liber de contract. Și da, nu, n-am ce vorbi despre acest jucător. Mie mi s-a părut că n-a fost folosit aproape deloc și nu i s-a dat șanse. Raul Rusescu, de la FCSB, s-a dus la Giresunspor, în Liga a doua din Turcia, pe gratis, practic. Isaac Doncor, care a evoluat la Craiova, a rămas liber de contract, la fel și Georgios Kutrumpis, de la Chiajna. Apoi avem pe Alexandru Ioniță, care este aparent împrumutat la CSU Craiova, de la CFR. Apoi avem un fundaș stânga de la Dinamo, de 25 de ani, care a rămas fără echipă. Filip Mrzljak, care a venit de la Astra Dinamo, mi se pare un transfer bun pentru Dinamo. Mate Maleș, cel care a evoluat pentru CFR anul trecut, a rămas fără echipă. După cum știți, Romario Benzar s-a transferat la Lecce pentru 2 milioane. Apoi Tandja, cel despre care mă întrebam unde a plecat, de la Sepsis Sfântul Gheorghe la Al-Hazm, în Liga Profesională din Arabia Saudită, pe 600.000. Și apoi mai avem încă o pagină de transferuri, aparent. Șoinac s-a dus în Liga a doua, interesantă opțiune. Erico, cel pe care Craiova l-a întâlnit în dubla cu Sabail, a plecat de la Astra Giurgiu. Antoni Ivanov l-am văzut și pe el la treabă la noua sa echipă la Craiova, a plecat de la Gaz Metan. Vătăjelu s-a întors, a fost repatriat de Craiova, pe nu se știe pe câți bani. A jucat și el, a dat un gol contra celor de la Sabail. Florin Bejan, și de el știm că s-a transferat la Dinamo. Neluț Roșu l-am văzut la Gaz Metan în Liga 1. Și Florentin Matei, sincer, nu am urmărit Astra, nu știu dacă a jucat pentru Astra. Și sunt mai mulți jucători pe care nu i-am văzut jucând. Și ce e trist e că multe transferuri sunt gratis, adică nu au fost folosite sume, dar atâta timp cât jucătorii dovedesc că sunt valoroși, nu e nicio problemă, dar nu sunt niște jucători grozavi care au circulat prin Liga 1. Da, și noi sunt transferuri care nu sunt chiar așa de interesante, poate doar Mario Rondon, care a venit de la Gaz Metan la CFR, la pachet cu Luis Aurelio, cum ar veni. Și da, nimic interesant pe aici. Da, jucători mai bine, poate astea două transferuri sunt interesante. Și ăsta, Răzvan Oaidă și Claudiu Belu la FCSB. Răzvan Oaidă, care a jucat foarte mult în ultimul timp pentru FCSB, a fost titular și a marcat împotriva celor de la Mirsami.
Și Claudiu Belu, care ar trebui să acopere flancul pe care a jucat Romario Benzale după plecarea acestuia. Și da, în rest nu mai am ce... Nu mai sunt transferuri wow pe aici. Și cred că este momentul să închei acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă sunteți noi. Eu am fost Vlad. Pa!